50.000 de români își caută acum de lucru. Trei sferturi dintre ei sunt tineri care, deși au sute de mii de locuri de muncă la dispoziție, nu se pot angaja. Motivul e simplu, au diplome de studii superioare. Iar cei mai căutați în această perioadă sunt șoferii, croitorii și agenții de pază. Sunt 7 locuri de muncă disponibile pentru fiecare român care își caută un job cu ajutorul instituțiilor statului. Un raport aproape de necrezut, 50.000 de doritori pentru angajare, 370.000 de locuri libere. Răspunsul stă însă în ce fel de locuri de muncă sunt disponibile: croitorese, șoferi, agenți de pază și muncitori în construcții. Salariile în croitorese și alte servicii sunt foarte mici, normal că lumea nu se angajează și normal nu au niciun viitor cu salariile pe care le au. Ce să facă? Casa nu poate să stea cu chirie, copiii nu pot să facă. O altă problemă e lipsa calificării. Asta deși Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă oferă gratuit cursuri de recalificare. Toți cei care au nevoie de sprijin, de informare, de consiliere, de mediere, să se înregistreze, să vină spre AJOFM-uri, dacă nu spre ANOFM-uri, și le spunem noi cum să meargă. Este prioritatea zero. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani care nu au un loc de muncă, studii sau o calificare, își pot găsi mai ușor de muncă. Soluția este noua lege a uceniciei. Meserii precum croitor, tâmplar, dar și lucrător în construcții sunt la mare căutare. În lipsa unui loc de muncă e bun orice. Pentru tineri. Sunt oameni care împart pliante, care, nu știu, lucrează în vulcanizări. Foarte frumoasă inițiativa, dar deocamdată nu. Vă doresc să mă rezum la facultate. Tinerii care aleg să se înscrie în programul A doua șansă sau ucenicie, cum îi se mai spune, beneficiază de pregătire gratuită de la meșteri cu experiență, contract de muncă pe 3 ani și de salariu minim pe economie, 700 de lei. Avantaje sunt și pentru angajator. Din februarie aceștia primesc pentru fiecare ucenic un ajutor de 300 de lei din partea statului. Anul nou chinezesc.